Haideți să discutăm și despre distanța dintre două puncte în acel plan X-ul Y, cum am văzut mai devreme, și avem pentru punctul M, să zicem, de coordonată X1, Y1 și M de coordonată X2, Y2, avem lungimea segmentului MN, care are expresia MN egal cu radical din X2 minus X1 la puterea a doua plus Y2 minus Y1 la puterea a doua. De exemplu,